În perioada 31 ianuarie-8 februarie, elevii se vor afla în vacanță. De această dată este vorba despre vacanța intersemestrială, care va dura timp de o săptămână de zile. Totuși, chiar și în această perioadă, unele unități școlare au programate o serie de examene. Marea majoritatea elevilor noștri vor intra în vacanță, însă avem câteva clase care săptămâna viitoare vor fi în practică comasată. Aceste ore de practică comasată nu pot fi introduse în orarul, să zic așa, normal și din cauza asta elevii vin și în timpul vacanței. Și tot de luni încep examenele la școala de maestri, examene de certificare a competențelor profesionale nivel 5. Semestrul al doilea va începe luni, 9 februarie, anul școlar, urmând a se încheia pe 19 iunie. Următoarea vacanță este programată pentru perioada 11-19 aprilie 2015.